Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Orașul Târgu Jiu este norocos dintr-un anumit punct de vedere. Desigur, aici se află un ansamblu de sculpturi monumentale semnate de marele Constantin Brâncuș. Câte orașe din lumea asta se pot lăuda cu așa ceva? Coloana fără sfârșit, poarta sărutului, masa tăcerii. Știți, masa aia la care s-a așezat președintele Klaus Iohannis pentru selfie, pentru poză. Mă rog, este și potrivă, acum să nu fie. Urmă cu șase. Da, păi asta, că atunci el a vizitat ansamblu și scandal mare. Cum s-a pus la masa tăcerii? Păi dacă nu dânsul la masa atunci tăcerii, atunci cine? Zău așa, care-i problema? Pentru el a fost făcută. Exact. Bun, în fine, ansamblul acesta trebuie evident întreținut, promovat, făcută curățenie în jurul lui. Mă rog, sunt niște operațiuni de administrare muzeală, nu e ceva nemai întâlnit în lumea asta, nici măcar în România, ele costă, așa că Ministerul Culturii a virat suma către Primăria Târgu Jiu, 1000 de lei. Cum ar zice Luca, 10 milioane de lei vechi. Așa dat. Practic, 1000 de lei, ci 1000 de lei alocați ansamblului brâncușian de la Târgu Jiu sunt repartizați de Ministerul Culturii sub denumirea de proiect componente artistice. Scriu știrile ProTV, colegii de la știrile ProTV. Le înfoliază sau ceva? Nu cred că au bani să ia... Că ar fi o idee, știi? Dar cu folie alimentară merge. E, nu, e scump. Sunt destul de mari. Și eu m-am gândit. Da, ele sunt mari. Asta că Brâncuș a făcut mare pentru târgjieni. Primarul, deși a primit bani, vorba aia, știi, a câștigat de două ori, o dată că a luat și o dată când a dat. Și calul de dar, mia de dar nu se caută la dinți. El pare dezamăgit un pic. Banii n-ajung nici măcar pentru corespondență legată de proiectele culturale ale primăriei, zice primarul. Suma, din punctul meu de vedere, spune el, măcar putea să rămână în bugetul Ministerului Culturii. Adică, bă, mai bine țineți banii, că ne faceți de râs și vă faceți și voi de râs. Da, adică zici că e la mișto, monumentele acelea stau în aer liber și după sunt deja 84, se fac 85 de ani de când au fost instalate. Curând. În 1938 au fost instalate, deci au din ce în ce mai multă nevoie de restaurare și întreținere specializată. Sigur, acum, totuși, Ministerul Culturii nu poartă toată vina pentru situația asta, cu 1000 de lei virată pentru operele lui Brâncuș. Primarul Marcel Romanescu din Târgu Jiu mai spune așa, citez, nu pot să dau vina doar pe reprezentanții Ministerului Culturii, pentru că noi, adică ei acolo, am avut un director la centrul Constantin Brâncuș, care 5 ani de zile n-a făcut mai nimic. Am încheiat citatul. Deci e bine că și-au dat seama, totuși, adică dacă nu se prindeau decât după 10-20 de ani. Măcar s-au prins numai după 5 ani că au un director care nu face nimic. A fost o perioadă de evaluare. Asta mă gândeam, că nu, cred că nu erau siguri, da, de treaba asta. Să-i dăm omului o șansă. Să-i dăm o șansă, da. Să-i mai dăm o șansă. A doua și uite șansă. Așa, treci o zi, treci o săptămână, s-au făcut 5 ani. Mă, 5 ani ăsta n-a făcut nimic. Ce surprins suntem. Mă, da, chiar n-a făcut nimic. N-a făcut numai 5 ani. E, 5 ani. Bine că ne-am prins totuși. Bun, apropo, postul de manager de la Centrul Cultural Constantin Brâncuș din Târgu Jiu este acum scos la concurs. Și chiar sunt curios cine o să câștige. Sunt convins că va fi un specialist cu CV solid, cu experiență și pricepere, cu viziune, idei, capacitate intelectuală deosebită. Nu că o să fie concursul câștigat de cine știe ce pilă mediocre de partid, cum am auzit că spun răutăcioșii că se mai întâmplă prin România, da? Unul de ăla de nici dacă îi dai subiectele și vine singur sau singură la examen, nu poate lua notă de trecere. Adică nu de alta, dar informat de Brâncuș, nu? Săracul Brâncuș. Ansamblul acesta de la Târgu Jiu are o istorie foarte frumoasă, care nu e spusă cât trebuie să fie spusă. Deci pe Brâncuș l-au rugat în anii 30 gorjencele, adunate în Liga Femeilor Gorjene, atunci să facă un monument în memoria eroilor români căzuți în primul război mondial. Adică nu zicem decât de 4 minute, mai avem câteva minute să povestim asta. Uh-huh. Da. Liga asta a Femeilor Gorjene era condusă de Aretia Tătărescu, soția liberalului, mă rog, prim-ministrului Gheorghe Tătărescu. Era o femeie foarte frumoasă din fotografiile de epocă și care era și foarte energică judecând după toate lucrurile pe care le-a făcut. Ea nu era gorjancă. Tătărescu provenea dintr-o familie de gorj, dar ea s-a îndrăgostit atât de tare de meleagurile gorjene și de plaiuri și de oamenii de acolo, încât a simțit nevoia să facă lucruri pentru gorjeni. Și a înființat această Liga Femeilor Gorjene pe care a și condus-o și avea un patriotism extraordinar. Adică ea a obținut finanțare pentru ridicarea mauzeului Ecaterinai Teodoroiu.
A organizat o mulțime de acțiuni pentru memoria eroilor neamului. A promovat și a apărat folclorul și cultura populară gorjană. Iar în 1933, cum spuneam, Aretia și Liga l-au rugat pe Brâncuș să accepte o lucrare pentru gloria soldaților români căzuți în războiul de reîntregire. Și Brâncuș de la Paris a spus că sigur că da, și a refuzat să ia vreun ban. Liga s-a ocupat de instalarea ansamblului, au construit atunci și o biserică foarte frumoasă în zonă și le-au donat orașului Târgu Jiu. Uite așa au apărut, deci, la Târgu Jiu, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Coloana Infinitului, care e considerată un vârf al artei moderne și pe care comuniștii au încercat să o dărâme în anii 50, trăgând cu un tractor de ea că era artă burgheză. De asta zic săracul Brâncuș. El, înainte să moară, de altfel, a vrut să doneze o bună parte din operele lui statului român. Și să-i facă... refuzat. Să-i facă o... Da, asta a cerut statul, dacă se poate, să-i facă o casă memorială și un muzeu unde să fie... Era deja faimos la nivel global. Și statul a refuzat, a zis că luăm noi artiști burghezi. Deci de asta zic săracul. De el, bun. Iar Aretia Tătărăscu, după toate pe care le-a făcut pentru poporul acesta, și-a văzut familia băgată la pușcărie de comuniști. Și toate bunurile i-au fost confiscate, a murit într-o sărăcie cumplită, mă rog, asta e, abia după 89 a fost reabilitată, cu adevărat, dar nu fără alte probe de mediocritate țâfnoasă. Din partea unor politicieni români, acum 8 ani, de exemplu, la Târgu Jiu a fost dezvelit un bust de bronz al Aretiei, comandat de primăria orașului, în semn de omagiu și recunoștință, și atunci poate vă amintiți un personaj vremelnic de prim-minister, Radu Boroianu, era secretar de stat sau ceva, a ordonat ca bustul să fie dat jos. Pentru că a considerat că bustul de bronz avea sânii prea sexy. Deci, dânsul a tresărit, probabil când a văzut reprezentarea Aretiei și a zis, nu, e prea sexoasă, să nu poată să apară așa ceva. Deci, și ceva a fost o știre globală. Lumea întreagă a râs de mediocritatea și micimea unui politician de la București care interpretează arta că e prea sexy. Bine că nu a văzut sculpturile lui Michelangelo, Doamne ferește, alea, aoleu, ce nenorocire. Punea acolo. Șorturi. Da, exact, punea șorturi. Asta e țara. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.